Salut tuturor și bine ați venit la un prim episod de pe acest canal. În acest episod vom juca Fallout 4. Vom începe o serie nouă, o campanie nouă. Îi vom da New Game. De ce telefonul meu primește notificări? Habar n-am. Stați puțin să îi oprez notificările. Bun. Și hai să începem o nouă campanie în acest joc. Așteptam să se încarce. Mă asigur că jocul funcționează, că programul funcționează perfect și nu primesc crash-uri pentru că am mai încercat să filmez acest episod de vreo 2 sau 3 ori. Bam, dădea crash programul, bam, dădea crash jocul. Și na, asta este. Nu avem ce să facem. Sper că pe cameră se miște bine. Nu am un calculator destul de performant. Dar cred că va merge destul de bine. Am făcut câteva teste și jocul s-a comportat ok. Bun. Acum ne vom face caracterul cum vrem noi. Deși nu cred că voi modifica prea mult, pentru că nu vreau să ajung la ceva oribil. Că le-au pe asta. Confirm character. Ai care bine. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar am simțit un drop frame. Ii, ce faci, bă? Ii. Ce aici?
Bă, mie îmi place mai mult steagul ăsta american decât cel actual. Ceas. Plus. Ce faci ca sword? Vin, vreau. Vreau vin. E bun. Ce mai avem pe aici? Ce aibă? Ce s-a întâmplat? Ce? Ce? Ce s-a întâmplat? Copaci. Ce vrei? Pornic. Ce-i cu cerul? Păi? Dar chiar, ce-i așa de important? A? Okay. Sound great. Tocmai am observat că placa mea video e la 100% putere. Yay! Să sperăm că nu mi se arde placa video. Mă rog, ce eu mai chinuiesc eu GTX 750 750 Ti-ul ăsta. Sper să-l schimb în curând. Adică, cum v-am zis, nu am un calculator prea puternic să-mi scriu nume. Vreau așa, enter. A, nu. Bă, gata. Puțin strength. Puțin perception, endurance. Charisma max. Intelligent, că doar nu sunt prost. Știe, luck. Ok. Ok. Ce ai făcut, mă? Ce vrei, bă? Bă, bă, urâtule. Ia uite și se învârtă. Ești fericit? Bun. Sounds fun. Ia, ce s-a întâmplat?
mai ales ce-mi place muzica asta. Ne atacă rușii? Sau chinezii? Parcă în Fallout 4... Bine, în toate Fallout-urile te atacau chinezii. Aulo. Ia repede țigările, că nu mai găsim din astea. Aulo, vine bomba la habar, bă. Run, bitch! Run! Ce-i asta? O, uite. Helicopterele. Fugi, fă! Ia uite ce apă frumoasă e pe aici. Ce frumoasă e zona asta. Ce dai, mă, din mână? Crezi că eu nu văd? Run, bitch! Run! Bă, ce mic e cercul ăsta. De nu va niciun bombardier, nicio rachetă. E fake, bă! Nu sunt! Va întâmpla nimic. Bă, știam că dacă te urci, când explodează o bombă nucleară, o orbești. Îmi plăcut gaura aia din nori. Au dat gaură la nori. Sper ca loading-urile să nu dureze prea mult. Sper. În cazul acesta... Nu pot face nimic ca loading-urile să nu dureze, să le scurtez. Hai bă, deschideți ușa. Hai mă. Ia uite, picură pe aici. Bă, vi s-au spart țavele. Stop. E, dă-te. Hai, mergi! Welcome aboard. Hai, nu pot să alerg și eu. Ok. Urâtule. Nu vreau. Ia stai. Asta am vrut să fac. Ok. Oi, ce shiny tiny. Ok. Urâtule. Ce faci acolo? Ok. Hai să ne decontaminăm. E normal? Bun. Aolo, nu înghețat. Ana. A, dar nu uitați, dacă vă place această serie și vreți să mai continuăm cu episoade noi zilnic, apăsați și voi butonul de like. Dacă vă place ce fac, apăsați și butonul de subscribe și dați cu pumnul în clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez un video nou. Și de ce nu dați și share acestui video prietenilor voștri.
O deschis ușa. Ana. Urâtule. Nu-i bine. Trebuie să-l bătem pe ăla. Ce ai făcut, bă? Ai răcit. Bine, eu mă gândesc cum a avut aer în chestia asta. Criogenică, vei. Hai da jos. Open the door. Hai să luăm feșonul înapoi. Open the door. Exit. The door is closed. Oh, no. Ok, vreau să văd cât am filmat până acum. Am filmat 17 minute. Videoul cred că va avea în jur de 20-25 de minute. Nu vreau să fac videouri nici prea lungi pentru a vă plictisi, dar nici prea scurte. Cred că media de 20-25 este destul de bună. Mori, fă. Ce-i asta? Beer Battle. Vreau. Beer Battle, Beer Battle. Cum era gluma cu Tavi? Tavi, ce te-a învățat tata? Să beau bere? Știu că n-a fost o glumă bună, dar n-aveam altceva mai bun. Ok, ce-i pe aici? Putem să dormim? You cannot sleep now. Ok. Haide. Ia uite. Cum să le zicem la ăștia? Muște gigantice? Gândaci de bucătărie? Gigantici? Morfă! Ia uite! Ce moare e ăsta? Îmi dai radiații? Activate. Bă, când îți dau una... Cine să pune cu mine? Oare asta dacă o arunc acolo ia foc? Stai. Open the door. Marfă de aici. Marfă de aici. Să bem apă? Bun. Mi-e ciudat că nu pot accesa inventar ca aș fi băut bere. Ok, bun. Bine, știu că berea nu-ți dă HP, dar ce contează? Bei bere. Dacă jucați și voi jocul ăsta, v-aș recomanda să luați țigările, deoarece sunt extrem de bune pentru a le vinde. În jocurile trecute se vindeau extrem de bine. Din câte am văzut în Fallout 4, le-au scăzut prețul. În Fallout 3 știu că erau destul de scumpe, la fel și New Vegas. Și, na. Terminal. Asta seamănă cu calculatoarele de le aveam înainte la școală. Asta e că vreau să încerc o chestie. Am spart ecranul. Yay!
Bă! Am zis pac. Ia stai. Uite! Și făcut cearciu pe mine. Și n-a fost pac. Bă! Bă! Așa, la asta e luară în carne. O, știu că carnea astora îmi dă radiații, dar chiar nu-mi pasă să-ți dă HP. Și în cazul în care ne vom găsi într-o confruntare, în foarte scurt timp, o să avem nevoie. Confruntarea Shaolin. Morfă. Bun. Uite că am găsit și Pitboy-ul. Dacă vă întrebați de ce mă mișc așa de repede și de ce știu locațiile acestor chestii, este deoarece am mai jucat câteva ore Fallout 4 și n-am învățat câteva chestii. Ok, avem și inventarul. Câtă bere avem? Nu, nu map. 8. Nu, stai, nu. Ce? A. Direct drop. La toată. Toată berea o aruncăm, că e doar sticla. Credeam că aveam bere. Cred că vede aici. Cred că aveam bere bună. Să beau. Nu, numai sticle. Ce fac eu cu sticlele? E ce pe aici? A? Criogenare. Ce e asta? Aici nu m-a lăsat să intru ăla. Ce se întâmplă aici? Nu merge să deschid ușa. De proști de aia. Ăla nu-l iau. Ce-i? Nimic. Ok. Hai să deschidem ușa. Ah, what? Ok, ăla a fost un mic bug. Already? Bine, eu habar n-am cum un fel de smartwatch ediția 70, nu, ediția 2070, pentru că jocul ăsta în teorie se întâmplă în viitor, dar e un fel de anii 50. Asta e apă. Un fel de anii 50 modernizat. Asta e apă, ești prost. Vreau să beau. Radiații. Mersi. Lumii. Bă, mă atacă podul. Bun. Ok. M-am uitat să văd câte minute avem. Ok, și aici terminăm episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă ați rămas până aici, nu uitați de like, share, dați un subscribe și dați cu pumnul în clopoțel. Eu am fost C4 Geamănu și noi o să ne vedem în episodul următor. Ciao!